Ajunsă la vârsta de 30 de ani, interpreta Lucy a decis să dea o petrecere pe cinste. Бодрит, и плющит не по-детски, болит, и ноет мое сердце, знобит. Viața e frumoasă, trăiți fiecare clipă, e o viață reală fără sfârșit, de aceea trebuie să ne bucurăm de ea din plin. Mama, trei copii nu și-a dorit flori, ci scutece. Le mai aduce Barza un copil? Eu am rugat invitații să le aducă în locul florilor, pentru că acestea oricum se ofelesc, ca să ajute copiii de la casa de copii, pentru că au nevoie de pampersuri și ca să le dăruim bucurii. Ei sunt nevoiași și au nevoie de ajutor. În acea zi a plouat cu surprize. Totuși, punctul culminant a fost cadoul soțului ei. Eu n-a de udivlat. Pe ea trebuie să o uimești. Ea este un om care are nevoie tot timpul de ceva nou. Așa soție mi-am ales eu și cred că mă descurc. Eu sunt foarte încântată de cadourile primite, sunt prețioase, sunt lucruri care îmi vor aminti de ziua mea de naștere. Eu sunt bucuroasă de aceasta pentru că foarte mulți prieteni știu că eu nu iubesc banii. Mie îmi place să primesc cadouri, fiindcă acestea mult timp le voi avea alături. Interpreta nu a scăpat nici de urările de bine. Principalul este dragostea, sănătatea, familia și fericirea. Ca să fie fericită cu fiul meu încă pentru mulți ani. Ca în fiecare zi să aibă parte de bucurii din partea soțului și a copiilor, dar și a celor apropiați. Este o frază cunoscută, nu trebuie să impresionezi ca apoi să dezamăgești. Această expresie nu se referă la Lucy. Este o persoană încântătoare, care vrea să se hidrateze, care vrea să impresioneze. Eu vreau ca ea să nu piardă aceste calități și să le împărtășească cu ceilalți. Fericire, noroc și multă dragoste. Vreau să ți se îndeplinească toate dorințele. Te pup! Sănătate și fericire, scumpo, te iubesc mult! Îți doresc sănătate și succes pe plan profesional și cât mai multe piese. E bine, nu am putut să nu aflăm cu ce surprize vine și ea pentru public. Eu o să vă spun în secret că am o piesă care cred că o să devină un hit și soțul mi-a promis astăzi de ziua mea că voi avea și un videoclip la această piesă. De aceea cred că în toamnă veți asculta noua piesă împreună cu videoclipul. Cu siguranță că următoarea întâlnire cu interpreta va avea loc la lansarea clipului, dar până atunci îi urăm un la mulți ani!